Liceenii Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia au organizat la Centrul Internațional de Conferințe un spectacol caritabil pentru o elevă care a rămas fără casă, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă. Casa Ștefaniei Pârcălabu a ars în urmă cu câteva zile, iar colegii nu au rămas indiferenți. Au demarat mai multe acțiuni și au reușit să strângă bani pentru a o ajuta pe tânără. Concertul a fost susținut de cei mai talentați liceeni ai instituției preuniversitare de învățământ. Publicul numeros a apreciat talentul tinerilor și a fost sensibilizat de cazul prezentat de ei. La final, toată lumea a donat sume de bani pentru Ștefania. Am reușit să strângem o sumă destul de frumoasă. Au fost și câteva acțiuni la nivel de colegiu în interior. Am avut câteva acțiuni cu o strângere de fonduri pentru această cauză. Mi s-a părut o acțiune foarte bună, caritabilă și a fost destul de interesant. Foarte multă muncă probabil s-a depus. Este un spectacol foarte frumos, nimic de reproșat, este un gest umanitar. Acest spectacol a fost organizat în spiritul Crăciunului, dar mai ales într-un spirit umanitar pentru cei care au nevoie de ajutor în această perioadă. Liceenii au vrut să-i aducă zâmbetul pe buze tinere, iar cu fondurile strânse, Ștefania va putea petrece, așa cum se cuvine, sărbătoarea Crăciunului.